Tu ești Moș Crăciun este expoziția vernisată la Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu, ce cuprinde lucrări efectuate de cadre didactice din învățământul preșcolar sau de copii sub îndrumarea educatorilor. Acțiunea face parte din proiectul Programele artistice între tradițional și modern, realizat în colaborare de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Direcția Generală Educație, Sport și Tineret Chișinău. Astăzi ne-am întâlnit în cadrul proiectului nostru de parteneriat cu Chișinău, cu Direcția Generală Educație Fizică și Sport, cu care am încheiat un parteneriat educațional pe care l-am lansat, după cum bine știți, în mai anul acesta. Lansarea a constat într-o primă activitate, conform graficului de activități. Noi ne întâlnim astăzi la a doua activitate. Inspectorul școlar general Sorin Ion a menționat ce alte acțiuni sunt plănuite pentru perioada următoare cu localitățile cu care județul Dâmbovița este înfrățit. Este vorba despre raioanele Ștefan Vodă, Ialoveni și Căușeni. Știți probabil, sau dacă nu știți, aflați cu această ocazie că noi am mai semnat 3 acorduri de parteneriat cu 3 direcții generale de educație din cele 3 raioane înfrățite cu județul Dâmbovița, mai precis Ștefan Vodă, Ialoveni și Căușeni. Suntem doar la început, în sensul că am parcurs doar etapa formală a semnării acordului de parteneriat, dar foarte curând vom avea și primele acțiuni concrete, schimburi de cadre didactice, în general, aș spune eu, în direcția Republica Moldova, Târgoviște, pentru că, fără prea multă modestie, simt că ei au nevoie de experiența noastră mai mult decât invers. Asta nu înseamnă că nu avem și noi ce învăța de acolo. Inspectorul Gabriela Istrate a subliniat importanța a ceea ce se transmite prin acțiunile organizate în cadrul acestui proiect. Ați făcut o treabă absolut minunată cu aceste lucrări, meșterite de copiii dumneavoastră. Evident, eu sunt convinsă că și dumneavoastră ați mai intervenit și ați mai ajutat, așa, pentru că tare mult ne plac și sunt reușite. Când am citit titlul proiectului, m-am gândit că este o temă destul de complicată pentru un copil de 4, de 5 ani, mai ales că am văzut că puneți accentul pe tradiții și m-am gândit că în mintea unui copil de 4, de 5 ani este mai greu să pătrundă semnificația tradițiilor, dar dacă judecăm așa în detaliu, eu cred că este un lucru foarte bun, faptul că îi obișnuim de mici să respecte valorile naționale, elementele de identitate națională și în felul acesta, când vor ajunge mari, să fie niște buni români, patrioți, buni moldoveni, în egală măsură. Așadar, scopul proiectului este acela de a promova și valorifica tradițiile și obiceiurile celor două țări prin realizarea de programe artistice, activități artistico-plastice, prezentarea exemplelor de bune practici din instituțiile școlare implicate în proiect.